Avem bucuria, ca și anul acesta, într-o smerenie adâncă, să ne prosternăm în fața crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu ocazia Teofaniei, cu ocazia botezului Mântuitorului în apele Iordanului. Este o sărbătoare sfântă pentru creștini, pentru creștini autentici, care își aduc aminte cu pioșenie și cu respect de smerenia Domnului Hristos, de faptul că s-a plecat spre a fi botezat de către mâna robului, de către mâna creației, de către Ioan, înainte mergătorul și botezătorul. Este un moment de rugăciune, este un moment de meditație, este un moment care se vrea a fi înălțător pentru creștini, pentru cei care înțeleg valoarea sărbătorii și importanța venirii Mântuitorului Hristos pe pământ și importanța venirii Mântuitorului Hristos la Iordan, în mijlocul poporului, în mijlocul neamului omenesc.